Nu un meeting neautorizat. Spontană. Da, avem dreptul să facem o astfel de mică întâlnire și să ne exprimăm punctul de vedere. Este pentru demisia generalului Oprea, pentru moartea motociclistului și încercarea de mușamalizare a acestui caz, el neavând dreptul la escortă. Pentru plagiatul pentru care n-a dat nicio explicație, deci noi am cerut demisia. Am cerut-o și prin comunicat acum două zile și ieri la fel și o cerem și astăzi fiind aici încă o dată. Vorbiți-ne puțin despre întâlnirea în zece de la Târgu. Da, ne-am întâlnit ieri, am avut o zi lungă, am venit de vineri la Târgu Mureș și ne-am fost 160 de membri ai M10, am discutat despre organizarea alegerilor locale, strategii, campanie și așa mai departe. Când vor avea alegerile despre acel local în România, doamnă. Ai întrebat ție pe Ponta, Dragnea, Oprea. Vă rugăm frumos. Nu, am avut un exercițiu de dimineață. Viziunea România 2035, așa s-a numit. De dimineață am avut, da. Demisia Oprea! Oprea, demisia! Oprea, demisia! Una dintre viziuni era de pildă că faci două ore pe autostradă de la Cluj la București. Și mai aveam în viziune, Elena Udrea după 20 de ani iese în eliberare condiționată și spune, îmi pare rău că n-am susținut-o pe Monica Macovei. Bravo! O glumă serioasă. O glumă serioasă. Mai de imaginație. Cum comentați clasarea dosarului Revoluției? Este o rușine clasarea dosarului Revoluției. Faptele de omor sunt imprescriptibile. Și asta datorită legii pe care eu am spus-o și am inițiat-o, a intrat în vigoare în 2012. Deci omorul este imprescriptibil și, în al doilea rând, tot prin această lege am introdus imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității sau crime de război, omor un grup mai mare de oameni, indiferent de data la care au fost comise. Deci puteau să fie continuate cercetările. Aici este iarăși o intervenție publică, este evident, dar problema mea este cu independența procurorilor. Da? Ei trebuie să fie independenți și să-și facă treaba până la capăt. De altfel, CEDO, care a condamnat statul român tocmai pentru că nu a investigat morții Revoluției, că nu poți să ai oameni împușcați în cap sau împușcați cu arme de război, cu culanțe de război, fără să ai vinovați. Nu se poate. Iar CEDO a spus că statul român e vinovat pentru că nu a finalizat cercetările și nu avem vinovați și condamnați. Și a spus niciodată aceste fapte nu trebuie să se prescrie, pentru că românii au dreptul să știe, să-și cunoască adevărata istorie și cei care au împușcat oameni sau cei care au dat ordin să fie împușcați oameni, trebuie să meargă la închisoare. Încă ceva, v-aș ruga un comentariu legat de legea votului prin corespondență. Știu că M10 a depus propriul său proiect. Sunteți de acord cu ceea ce s-a decis în Senat săptămâna trecută? Nu suntem de acord, mai ales că nu se aplică pentru toate tururile de scrutin. De exemplu, nu se aplică pentru alegerile locale. De asemenea, este o perioadă foarte scurtă de înregistrare a celor din diasporă sau cei care nu au buletine, de exemplu, nu se pot înregistra, dar sunt români care pot dovedi că locuiesc acolo, au pașapoarte românești, au cărți de identitate și sunt multe alte carențe în lege pe care noi le-am sesizat și le-am depus chiar acum la comisie și luni, adică mâine, vom fi prezenți la comisie să ne susținem punctul de vedere ca asociația M10. Și de altfel, noi am depus încă din ianuarie chiar și un proiect de lege pentru votul electronic. De ce? Fiindcă gândiți-vă, absenteismul în rândul tinerilor e foarte mare. Cum ar putea de ușor să voteze un tânăr care e toată ziua cu smartphone-ul la îndemână? Ar crește prezența la vot și s-ar putea fura mai puține voturi. Ar fi și mai economic decât votul prin corespondență, n-ar implica timp foarte lungi, deci noi vrem democratizarea votului în România și să voteze, dacă se poate, toți cetățenii acestei țări, indiferent unde locuiesc ei, în România sau în străinătate. Da, și apropo, promisiunea și a președintelui Iohannis a fost, inclusiv între turul 1 și 2, a fost votul prin corespondență și electronic. În acest proiect de lege nu este nimic despre votul electronic. Vreau să spun că nu schimbă situația de astăzi.
Deci cine zice mai bine o lege puțin îmbunătățită decât deloc, greșește. Practic nu se schimbă în realitate situația de astăzi și de anul trecut, care ați văzut la ce a dus, la faptul că la împiedicarea românilor din diasporă să voteze. Deci nu schimbă, este, cum să zic, fum. Praf în ochi. Vedeți că în Camera Deputaților vor interveni modificări substanțiale.